Salutare, bine v-am regăsit la un nou joculeț. Acest joculeț se numește Cave Racer. Să dăm și noi așa. Este... Trebuie să... Trebuie să nu te bușești de mașinile care sunt lângă tine cu asta. Dacă înțelegeți. Tunezi eu puțin. Și am văzut că v-a plăcut extraordinar de mult videoul ăla cu Thriller Break. Așa. Cu FNAF 4 Real Life. V-a plăcut extraordinar de mult. Bine, chiar dacă nu am sunt așa multe vizionări și de astea. Dar m-am chinuit ceva la el. În fine, hai să mergem și noi. Și nu eu acum filmez că nu sunt la școală, că sunt puțin răcit. Poate v-ați dat seama. Și când am filmat videoul ăla, mergem prima. Pe bune? Când am filmat videoul ăla cu FNAF 4 în real life, nu știu dacă ați observat, dar mi-a mai tras nasul. Este greu joculețele aici, dacă vă întrebați cum controlez asta, o controlez din telefon, adică trebuie să întorc așa telefonul, știi? Pot să fac o chestie asta, știi, și nu știu la ce mă ajută. Dacă stau prea mult, mă omoară. Dacă nu prea mă ajută. Și trebuie să mergi și dacă te bușești în ceva, rip. Și e fain că dacă iei mai mult de 100 km la oră, mergi. Te zici acolo, high speed. Știi că mergi cu viteză foarte mare. Și e fain joculețul, l-am văzut la cineva, un YouTuber ca mine, pe care îl cheamă Alaba la Portocala, au luat de seamănă, dar... Oh my god, oh. Bine. Mai sunt și motocicliști, doar că nu știu dacă sunt player sau... No, nu cred că sunt player, sunt boci. Că playerii fac... Oh my god, oh. Și poți să și claxonezi. Ok. Și îmi place să țin așa apăsat, știi? Bine. Hai să mergem la casa aia. Nu, mai bine nu. E cam pixelat jocul, așa e, doar că dă un farmec pixelatul ăsta, dă farmec ca și cum chiar ai, te satisface să te joci, ca Minecraft-ul. Minecraft-ul, oamenii, era popular, cum nu prea mai popular, da, era popular, deoarece era pixelat, știi, și pixelatul ăsta dă un farmec așa, știu cum să vă spun eu. Mulțumesc pentru cei 26 de abonați. Vă mulțumesc extrem de mult. Oh my god, no. Așa. Claxonez. Clac. Oh my god, eram la limita limitelor. Și acum de la spital din nou. Nu e nimeni care să stă la mine la spital, am făcut un nou record. Câți bani am? Puțin. Bine, o să încercăm o dată. Deci, videoul ăla cu FNAF 4, dacă nu știați, aia era camera mea și am improvizat puțin. Și o să fac și partea a doua, doar că partea a doua o să fie totul o noapte în astea FNAF și la sfârșit va fi ceva mai special.
O să-l pun pe spânt, că mi-a comandat și o să vină peste o lună. Peste o lună o să fac și videoul ăla. O să-l pun pe spânt, acolo, pe un scaun, știi, și o să vedeți voi, va fi fain. Ce să mai zic eu? Sunt răcit și n-am Wi-Fi, adică da, n-am Wi-Fi. Și o să fi și filmez video-ul ăsta, eu filmez, da, filmez. Deci eu filmez video-ul ăsta și o să-l postez mâine, adică cum ar fi azi e marți și postez miercuri, știi? Că n-am internet, doar dacă îmi activez datele mobile. Este puțin cam enervant. Hai să încercăm și alte moduri de joc. Go for ride. Ce mod să încerc? Endless two-way. Free ride. Ce e asta cu free ride? Și m-am întrebat o chestie, pot să merg prin spate, gen? Nu, nu mă ciocni, zic. Ia, ce-i în spate? Te văd o barieră. Pot să trec prin ea? Da, cu mașinile nu se izbesc barieră. Ce aici? Oh, nu. Din nou. Nu. Nu. Ah! De ce nu? Bine. Alo? Ce se întâmplă? Eu m-am blocat. Hai, ce dau customize? Fine. În fine. Ce mod să mai fac asta? Endless two-way. Habar n-am ce înseamnă. Cred că ai două posibilități încolo sau încolo. Ia, să vedem. Pune-te. Dificultitudine. Nu, nu. Mai acum. Ce iar nu este? Tu îmi mergi pe acolo, da. Oh, fraților, ce nu pot să întorc și aia m-am blocat aici. Restart. Tu ce să cu Endless Two-Way? Dai, mă pot duce în casa aia? Nu cred. Și aia m-am blocat. Wow! Cel mai bun joc! Asta a fost video, nu uitați dacă v-a plăcut, dați un like! Pa, pa!